Salutare la un nou vlog! Cum vă povesteam în clipurile anterioare, urmează să ne mutăm. Și așa cum am prevăzut că va fi, ei, ce să vezi, dincolo nu este gata. Se apropie termenul de eliberare, se apropie data în care va trebui să eliberăm apartamentul. O mare, mare dezamăgire pentru mine tot ce se întâmplă și o să povestesc, poate, nu știu. Ideea e că ar fi trebuit să stăm aici până e gata casa. Ceea ce ni s-a garantat, acum nu se mai aplică. Așa că am mai învățat o lecție, să n-ai niciodată încredere în nimeni, cu atât mai puțin în oamenii pe care nu prea îi cunoști. Și într-o săptămână trebuie să băgăm forță să scoatem tot din apartament. Și m-am gândit astăzi că voi începe cu biblioteca, pentru că sunt sute de cărți adunate aici și dincolo și va dura ceva până le grupez, până le pun în cutii. N-am suficiente cutii, dar mai am eu niște plase, niște văd eu cum le fac. Și ideea e că asta vreau să fac astăzi, să mă ocup de chestiile mărunte. Începem cu biblioteca și cu ocazia asta m-am gândit, da, numai bine vă arăt și vouă, să facem un fel de tur al bibliotecii. N-am făcut asta până acum. Nu o să stau prea mult la fiecare carte, facem așa un tur mai alert, pentru că sunt foarte, foarte multe și sunt am multe de strâns astăzi, așa că cred că ar fi frumos. Nu știu, să împărtășesc și cu voi chestia asta și apoi când montăm biblioteca dincolo, iar o să vă arăt, oricum trebuie să le regrupez, să le rearanjez, că aici n-au nicio logică cum sunt puse acum. Dar fără a sta prea mult la discuții, începem cu ce am aici la îndemână. Bun, haideți rapid. Uite, Daniel Mason, dacă mai știți cartea asta, Soldatul Iernii. Nu știu câte steluțe am dat cărți este ea. 4-5, o carte foarte bună, ce mi-a plăcut. Cum spuneam, n-au nicio logică cum sunt așezate. Asta pentru că atunci când am făcut biblioteca asta, pe care o ador, din bambus, doamne, deci este exact ce am vrut eu. Ce am avut eu în cap. Când am montat biblioteca asta, am început să pun cărțile așa haotic, aveam puține, în an s-au tot strâns, le-am pus pur și simplu când luam cărți, când comandam sau când primeam, le puneam pe unde apucam și e un haos. Numai bine, când ne vom muta, le voi organiza împreună cu voi. Mai departe, 3 volume scrise de Aled Hosseini și anume Și munții au ecou, Vânătorii de smeie și Splendida cetate a celor 1000 de sori. Știu că sunt niște cărți foarte bune, eu nu am apucat să le citesc, dar e timp. A început semuna, după aia am abandonat-o, în fine. Mai departe, am aici cărțile scrise de Gabriel Garcia Marquez, Despre dragoste și alți demoni, carte citită, Un veac de singurătate, Dragoste în vremea holerei, necitită, dar o începusem la un moment dat, și Călătorind spre Europa de Est, carte citită. Mai departe, o carte despre care cred că știți mai cu toții, Lupul de stepă. Ce avem aici? Două cărți scrise de Doina Ruștii, pe care vi le-am mai prezentat, Lizoanca, carte necitită, Omulețul roșu, carte necitită. În prima cutie am pus momentan 10 cărți, zic eu că într-o astfel de cutie în cap 20. Fui, nici mai am nevoie de cutii sau de plase. Trecem mai departe. Carte necitită, Kristin Hanna, Țărmuri îndepărtate. Carte citită, Femeia cu kimono alb, Anna Jones, citită și faină, chiar mi-a plăcut. Ellie Hazelwood, Ipoteza iubirii, carte necitită.
Elena Armas, din Spania cu dragoste, carte necitită, o carte pe care aș vrea să o citesc de curând, Trenul orfanilor, o carte pe care am început-o la un moment dat și apoi am abandonat-o, Truman Capote, Harfa de iarbă. Na, două cărți de la Agatha Christie, ce au venit recent și n-am apucat să le pun împreună cu celelalte, Răul sub soare și asta este Misterioasa afacere de la Stiles. Pe asta am citit-o, pe asta nu. Trecem pe un rând un pic mai sus, unde cât de cât sunt organizate, pentru că în principal am doar doi autori mari și lați, și anume, v-am mai spus eu de Haralam Zinkă, mai la început când am pus primele clipuri pe canalul ăsta, vă povesteam că eu așa am început să citesc, plăcându-mi acest autor, autor pe care îl citea tatăl meu. Mai exact vă arăt eu imediat cu ce carte am început să citesc așa mai serios, mă refer, cu această carte care se numește Moartea vine pe bandă de magnetofon. Ba, exact asta este. Este o carte veche. Îmi place mult autorul ăsta. Romane polițiste, suspans, spionaj. Cei de la Publisol au readus în lumină acest autor și au republicat cărțile lui și avem așa, Moartea vine pe bandă de magnetofon, să știți că este și un film după cartea asta, dar v-am tot povestit de lucrurile astea, dacă n-ați văzut clipurile alea, primele clipuri ale mele, ei bine, este vorba de filmul Un om în Loden. Foarte fain, deci o carte și un autor pe care vi le recomand, Supersonicul 01 decolează în zori. Fiecare om cu clepsidra lui. Astea două nu sunt citite. Uite, eu chiar am mașina asta de scris. Modelul pe care l-am eu. Da? Făcusem eu mai de mult un clip despre autorii de romane polițiste, spionaj și așa mai departe. Despre Haralam Zinkă, Agatha Christie, despre Rodica Ojoc Brașoveanu și mai știu ce mai spusesem acolo, dar dacă vreți să vedeți mai multe despre autorii ăștia, e bine, uite, căutați clipul ăla, Ceasurile Sfântului Bartolomeu, Temerarul. Altă carte, Moartea miroase a Christian Dior și asta este citită, Mapa cenușie. Un glonte pentru rezident. Aici e o carte de Agatha Christie, nu știu ce caută printre astea, pentru că cele de la Agatha Christie totuși le țin în altă parte. Destinație necunoscută. Mi-amintesc, am găsit-o eu la Șirinea și am luat-o. Capitanul Apostolescu anchetează. O crimă aproape perfectă și asta este citită. Și stați că mai am de la el, ce credeați? Am atât din colecția nouă, din cea de la Publisol, dar am și dintre astea vechi ce le aveam eu din biblioteca lor mei și câteva de la anticariat. Moartea m-a bătut pe umăr și asta este foarte faină, te ține așa foarte prins. Ultima noapte de război, prima zi de pace, tot Haralam Zinkă, soarele a murit în zori, Revelion 45, așa, și Doctorul King. Cred că astea toate au fost de Haralam Zinkă. Iar acum trecem la celălalt autor de romane polițiste român, autor român, de fapt autoare, este vorba de Rodica Ojoc Brașoveanu. Și avem așa, nu le spun acum neapărat în ordine, că de exemplu ăsta e al doilea roman din seria Minerva Tutovan. Deci avem așa, Omul de la capătul firului, carte necitită de mine, 320 de pisici negre, carte citită de mine, asta e al treilea din serie, Anonima de Miercuri, carte citită de mine,
Bună seara, Melania, carte citită de mine. Vulturul dincolo de coronul lunii, carte necitită de mine. Mai departe, stați să le aduc eu aici mai aproape de mine. Avem așa, opa, să nu dărâm. Răzbunarea sluților, carte necitită de mine. Ce faine sunt copertele de la cărțile astea. Necunoscuta din congelator. După aia, Minerva se dezlănțuie, altă carte necitită. Și Spionaj la mănăstire este o carte pe care am citit-o. După care, mai este încă una, Dispariția statuii din parc, este citită de mine și este foarte faină. Și Haralam Zinca, uite, am mai rămas una de la Haralam Zinca și a fost Ora H. Apropo, faceți și voi abstracție de haosul din jur. E dezastru și cu patul ăsta făcut, dar aici s-a dormit, așa că, na, îmi pare rău, înțelegeți și voi situația. În momentul ăsta chiar e haos în casă. N-am ce să strâng să arate frumos, pentru că oricum le strâng să le duc de aici. Deci, na, în fine, să trecem la cărți mai departe. Am luat o pauză de cafea, am ajuns la aproape a 100-a carte pe care am împachetat-o. Trebuie să dau și astea jos, mă vedeți așa printre ele. Hai să-i dăm bătaie în continuare, să pun asta, să nu o dărâm cumva cu cărți. Uite aici. Ne-am mutat aici mai sus. Începem cu astea de la Polirom. Și avem așa Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Ce mai avem aici? O altă carte. Asta e citită, v-am povestit de ea. Altă carte ce mi-a plăcut, sunt O babă comunistă, scrisă de Dan Lungu. Așa. Apoi, Olga Tokarczuk, o carte pe care încă n-am citit-o, Ultimele povestiri. Bineînțeles, Ferma animalelor, carte faină. De același autor, 1984, ambele cărți citite, ambele cărți foarte faine, vi le recomand. Mai departe, Dostoievski, cum era asta? Însemnări din subterană și asta mi-a plăcut. Peter Hobbs, În livadă rând unicile. Charles Bukowski, Femei. Asta, am citit-o, dar nu m-a dat pe spate. Truman Capote, Mic dejun la Tiffany, știți probabil și filmul, carte faină. Am și cartea asta, Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit, corespondență inedită între Mihai Eminescu și Veronica Micle. N-am apucat să o citesc. Mai avem Kafka pe malul mării, o carte ce promite și nu am apucat încă să pun pe ea, de Haruki Murakami. L-avem și pe Lev Tolstoi cu Moartea lui Ivan Ilici. Numai pe asta am citit-o. Antonio Tabucci, cred că așa se citește, nu știu exact. Tristan Omoare. Iarăși, Haruki Murakami, 1Q84, o carte unde m-am înșelat. Eu vedeți că aici sunt două puncte, asta este al doilea din serie. Ei bine, eu n-am știut chestia asta și în loc să iau și primul volum, am crezut că e doar asta, știți? Dar voi mi-ați zis că, hei, vezi că asta e cu numărul 2, al doilea volum mai sunt. Cam un rând.
Avem aici minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări de Igor Bergler, roman de care v-am povestit și pe care îl recomand. Mie mi-a plăcut foarte mult. Aici avem cartea lui Emily Bronte, La răscruce de vânturi, pe care am tot început-o, eu și-am abandonat-o, trebuie să o reiau. Iarăși o carte care mi-a plăcut, Marele Gatsby, foarte tare carte. Liviu Rebreanu, Adam și Eva, cred că pe asta o mai am într-o variantă. Fantoma de la operă, foarte mult mi-a plăcut asta, am citit-o când eram adolescentă. Iarăși v-am povestit de ea. Oare focalizează camera asta? Știți ce? Vă mut eu de aici sau dau astea jos, nu știu. Haideți să mai mutăm un pic, că nu prea mai vrea să focalizeze din cauza luminițelor ăstora. Mândrie și prejudecată. N-am apucat să citesc cartea. Pădurea spânzuraților. Trebuie neapărat să pun mâna și pe cartea asta. Încă o dată, La răscruce de vânturi. Măi, eu am zis că n-am cartea și uite cum aveam. Na, nu-i nimic. Dublu exemplar, mai duc la Șirnea sau în altă parte. Dublurile. Marin Preda, Delirul. Pânza de Paianj, după aia de Ionel Teodorescu, Lorelei. Pe Doamna Bovary, pe care nu am apucat să o citesc. Fai, foarte multe cărți necitite și foarte multe cărți de care am uitat. Umberto Eco, Numele Trandafirului. Nikita Stănescu, Oase plângând. Nu le-am citit. Cele trei volume, Shogun, foarte faină cartea mea. Cele două volume, Dostoievski, Demonii. Liviu Rebreanu, Răscoala. Tot Dostoievski, Umiliți și Obidiți. Ne mai mutăm o tură și continuăm din partea asta de aici. Hai să vedem. O carte scrisă de Olga Tokarczuk, pe care tot așa voiam eu să o citesc recent, Străveacul și alte vremi. Mircea Eliade cu Noaptea de sânziene. Foarte frumoasă e coperta asta cu picturi de ale lui Klimt. Așa. Paul Kalaniti. Kalaniti, uite că am uitat cum se pronunță numele lui, cu Ultima suflare, foarte bună carte și foarte tristă în același timp. Blues pentru o pisică neagră și o carte, Copilul E, o carte foarte ușor de citit. Dar ce autor a scris cartea asta? Ce ciudat. În fine, nu văd autorul. Așa. Micul Prinț. În fine, aici sunt niște cărți în spaniolă. Uite, A tres metros sobre el cielo. Mi-a plăcut filmul ăsta, era mai mică când l-am văzut. Un film spaniol. La Magia del Orden, asta o am și pe română, de Marie Kondo. Cam așa numele ei. Iarăși, Portretul lui Dorian Gray, dar pe spaniolă. El Niño con el pijama de rayas, Băiatul cu pijamale în dungi. Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, nici pe asta n-am citit-o. El último tren a la libertad, nici pe asta n-am citit-o. Și asta cred că e faină. Autor Meg Wade Clayton, n-am citit-o din păcate. Andrés Pascual, A merced de un dios salvaje, nici pe asta n-am citit-o. Și Jules Verne, Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne scrie aici, super amuzant că au tradus ei așa, Călătorie în centrul pământului, carte pe care am citit-o. Mai departe, am mai căzut o carte aici jos. Asta am căzut jos, un novelista în el Museu del Prado, de Manuel Mujica Lainez, cam așa ceva și pe el îl cheamă. Thank you.
Tarantero, Ce iubiți nu mor niciodată, foarte interesantă cartea cu viața lui Marie Curie. Marcel Mania Ultraviolet, așa, Charles Bukowski, muzică de belea, sincer, porcoșică ea. Uite, Eleganța Riciului, o carte de care am uitat și pe care nu am citit-o, bineînțeles, ultra cunoscută, Biblioteca de la miezul nopții, carte drăguță. Ce e asta? Paul Theroux, Trenul fantomă către răsărit. Am uitat și de cartea asta complet. Mai departe, au mai rămas aici jos niște cărți în spaniolă. Stai aici, niște copii la geam. Altă carte despre care am uitat iarăși complet. Nu știu nimic despre ea, dar nu mai stăm acum să văd ce și cum. Așa. La cuenta a tras para el verano, La vecina rubia, o carte pe care mi-a trimis-o. Sora mea mi-a dat-o. Este cartea unei influencerițe, să spun așa, din Spania. Mai departe, în italian, Înger și demon de Dan Brown. Iarăși Înger și demon de Dan Brown, de data asta în spaniolă. O carte despre Diana, în italiană, de data asta, și una în română. Și fata din tren, La ragazza del treno, în italiană. Bun, ce mai este sus aici? Am uitat un set de caligrafie, iar am uitat de el. Vedeți că acolo sus nu l-am mai văzut nici naiba. Cartea cu numărul 240, pe acolo, aproximativ. Începe să se întunece. Hai să grăbim un pic, că altfel nu o să se vadă nimic. Oh, Jane Austen, Rațiune și simțire, cea pe care v-am arătat-o în ultimul vlog. Orlando, Virginia Woolf. Alessandro Barrico, Această poveste, Andrei Machin, Pe vremea fluviului Amur, Viorica Răduță cu Orașul închis, Adrian Georgescu, Exitus, Omul de castane, iarăși Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu, uite cum mai am încă o dată. Aici sus este cartea asta despre istorie pe care v-am mai arătat, o scurtă istorie a românilor, și mai sau una și mai sus, sau este cred că pe dincolo, mai complexă, este și cu a Republicii Moldova. Așa. Deci este un rând aici numai cu cărțile de medicină și mai am sus de tot încă un rând cu cărți de medicină, dar în astea mă bag eu singură, nu vă plictisesc pe voi. Aici sunt cărțile pe care vi le-am arătat chiar în ultimul vlog, așa că trecem chiar rapid peste ele. Am povestit acolo despre toate cărțile astea. Na, uite, sunt chiar acelea din ultimul book haul, pentru că le-am pus aici grămadă, IG fiind femeia de la fereastră.
Și aici ce mai avem? Cu Maria, Regina României, volumul 1, 2, 3. Ce-i asta? Aoleu, o carte jale, n-a fost bună deloc. Nici nu are rost să vă arăt așa ceva. Jurnalul secret al Mariei Antoaneta. Formarea poporului român și a limbii române. Cartea asta cu favoritele. Iarăși cu Regina Maria. Și aici avem Atlas, Index, Dom și alte dicționare și alte cele. Asta, Patim de Sofia Nădejde. După aia, Panait Istrati Kira Kiralina. Mai departe, Garabet Ibrăileanu Adela. Sunt 10, deci. Mai departe, Rusoaica Gib Mihăescu. Da? Crezut că am zis aiurea. Hai să le pun pe astea jos. Mihail Sebastian cu această carte cu numele Femei. Anton Holban, iarăși autorul acesta, cartea cu numele Ioana. Ion Slavici cu Mara. Așa. Ce mai este aici? Avem așa, Liviu Rebreanu, Adam și Eva. Și de Jim Mihăescu, Dona Alba. Astea toate sunt din aceeași colecție. Mai departe, cele două volume de John Steinberg la Răsării de Eden. Uite-le, aici frumușel. În colțul ăsta avem cărți de astea ilustrate legate de fotografie. Cărți de tot felul. Foarte utile mie, știți că sunt pasionată de fotografie, fac fotografii cu obiective vintage și fotografie pe film. Acolo sunt niște atlase și niște cărți despre artă. Aici mai avem câteva cărți, Coco Chanel, Casa Gucci, Arta de a vinde artă. Aici sunt câteva cărți din aceeași colecție, colecția asta Baroc Books sau cam așa ceva. În fine, dar în general, cam drumat ceva. În general aici sunt cărți despre, deci fotografie, și aici încep cărțile despre artă. Iarăși astea cu muzeele vi le-am arătat, acolo alte cărți despre artă, aici alte cărți despre artă, bine, nu numai, este și un roman acolo, Cine cu Picasso, și cred că e singura, în rest avem de Van Gogh, Arta, o istorie ilustrată, foarte bună este asta, îmi place mult, mult, mult și e o carte pe care o cunoașteți pentru că v-am mai arătat-o. Însă, aici mai sunt o grămadă și acum ne vom coborâ la acestea de aici. Haideți să mai ședem un pic, pentru că e greu cu cărțile. Doamne, sunt grele. E nasol că am rămas fără pungi, fără plase și fără cutii. Și haideți să trecem aici la cea mai rămas. Cazzo. Iarăși o carte pe care eu v-am arătat-o chiar în ultimul vlog. Cele trei volume scrise de Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni. Eu o am așa în trei volume. O carte destul de veche, luată de la un anticariat. Începem colecția asta, cum se numește, carte pentru toți, niște cărticele mai ieftine, vedeți că sunt și mai micuțe, dar scrisul e foarte mărunt, însă totuși au un preț bun. Și avem O viață măruntă de Ania Ianaghiara, Dana Rushdie cu această carte Zogru, uite, Trenul lui Lenin, nici pe asta n-am citit-o, Litera stacojia, asta oare nu mai aveam încă o dată totuși. Alice Munro, Prea multă fericire, încă o carte de această autoare, ia să vă focalizez totuși pe ea. Ce mai am aici? Uite, o carte ce mi-a plăcut, Să-i reparăm pe cei vii. Foarte bună cartea asta. De ce strici cărțile, fată? Adică Emma s-a pus pe inspecție aici cu cărțile, dar să vă arăt. Nu știu ce tot face ea treburi aici. Asta o carte bună, m-a impresionat. V-am postit despre ea, nu mai intru în detalii. John Steinbeck, iar Strada Sardinelor.
în rândulez aici. Asta este o carte, invers, în pictura Secrete și dezvăluiri. Tot așa în vlogul trecut v-am povestit despre ea. Foarte faină mi se pare. Așa, și încep niște cărți cu temă de iarnă. Asta o știți, o zi de decembrie, pe un drum sau altul. Uite, pe asta n-am citit-o. A rămas aici și cartea asta, Motanul, care voia să salveze cărțile. Și uite cum începe biblioteca să se golească. Uite ce e aici pe pat. Vai, 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 vai. Aici sunt cutiile pregătite și pungile. Au mai rămas cărțile de artă, de fotografie, cărțile de medicină. Ce trist arată așa gol, Doamne. Acum haideți să vă arăt și cărțile de dincolo. Și apoi să tragem o linie și vreau să văd aproximativ câte cărți am în bibliotecă. Și primul colț cu încă nu știu câte cărți le numărăm imediat, este aici. Și bineînțeles sunt și cele din abonamentul pe care l-am făcut recent la Litera, unele chiar se repetă, dar na, o să văd eu după aia cum le împart. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 42 de cărți, cred că sunt de la Agatha Christie. Și ultimul colț pentru cărți este aici, unde sunt câteva din cărțile de tipul dezvoltare personală și alte chestii. Plus, dacă mă apropie un pic, o să vedeți că sunt multe cărți despre mașini și cu mașini. Astea sunt cărțile lui Cătă. Alea câteva acolo, de astea mai mult așa coffee table books. Uite aici, arta de a-ți crea amintiri, ghid de bune maniere, bucuria ordinii, ce mai este aici? Uite, cafeneaua de la capătul lumii, uitasem de ea. În fine, chestii de genul. Cele 5 limbaje ale iubirii și bla 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 bla. Nu mai am multe cărți aici, câte să fie ale mele aici, vreo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cărți. În fine, astea 17, aproximativ 17 câte mai sunt aici, plus cele de Agatha Christie, undeva la vreo 65 în plus, pe care să le socotesc eu la final. Iar acum, singurele cărți pe care vi le voi mai arăta sunt aici în coșulețul ăsta pe care îl țineam eu în dormitor, sub noptieră, cărți pe care le-am citit sau cărți în curs de lectură. De exemplu, Dama cu camelii, o citesc în spaniolă, de Alexandru Dumas. V-am mai spus de cartea asta, că încă nu am terminat-o și m-am lălăit mult cu ea, mai am de citit din ea. Și ce citesc în momentul ăsta? O carte superbă. M-am apucat de ea seară și deja am ajuns la 222. La pagina 222, deci am depășit jumătate din carte. Se numește Lumina din Întuneric. Sharon Cameron. Foarte faină cartea asta, Lumina din Întuneric. Este o carte ce se duce undeva spre 5 steluțe, momentan. Dar așa, ca idee, Codul lui Da Vinci de Dan Brown, Emily Stone, scrisoare de Crăciun, așa, Elena Ferrante, cu viața mincinoasă a adulților, o carte de care vă povesteam iarăși în urmă cu vreun an. Și vedeți, are multe chestiuțe de astea puse, pentru că au fost multe citate ce mi-au fost dragi. Am avut-o la muncă și citeam așa pe reprize și m-am reapucat de ea. Dar după aia am abandonat. În fine, discuții. Michael White, viața lui Leonardo da Vinci, o biografie a unui geniu. Michel Marley, Madame Piaf și Cântecul iubirii. Drăguțică și această carte. A mers așa cât de cât. Vai, o carte, una din preferate, Olga Tokarczuk, Poartă splugul peste oasele morților. Extraordinară această carte. O carte despre viața lui Marilyn Monroe. Rosa Montero, Bea y Oscuro, o hârticică în spaniolă. Și ultima carte, iată, a rămas rătăcită, o carte de Agatha Christie, Primele cazuri ale lui Poirot.
a rămas aici în coșuleț. Și astea sunt toate cărțile din biblioteca mea. Dar să-mi spuneți, dacă vreți să vedeți mai în detaliu și cărțile astea despre artă, fotografie și astea de medicină, eu vi le arăt. Când ne vom muta și când vom pune biblioteca dincolo și voi aranja cărțile, vă arăt mai în detaliu, dacă vă interesează. De fapt, nu asta de Agatha Christie, ultima pe care am să vă arăt, ci aceasta, Jurnalul Generalului Sănătescu. Vă spuneam despre ea că a fost la un prieten, a citit-o și mi-a dus-o înapoi și abia aștept să pun mâna pe ea. Mi-a spus că e foarte faină, că i-a plăcut. Super! Gata! Astăzi a fost așa un maraton printre cărțile din biblioteca mea, pentru că, na, vedeți că sunt multe, spre 600 de cărți și e grabă mare cu strânsul pe aici prin apartament și nu pot să stau foarte mult la ele, dar sper că v-a plăcut ce v-am arătat. Abia aștept să mergem dincolo și să-mi aranjez biblioteca frumos. Bineînțeles că o să împărtășesc cu voi. Dacă ați rămas cu mine până la final, eu vă mulțumesc. Dacă imaginea din clip se mai modifică și acum spre final a devenit mai nasoală, îmi pare rău, n-am mai folosit lumina, n-am mai folosit nimic pentru că v-am spus e haos. Gata, v-am lăsat, v-am pupat, v-am îmbrățișat și lecturi plăcute. Pa!